cotton candy kush. May I have your attention, please? May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up? Hai! Machiavele este numele și întrebarea. Flamenco sau Flamengo? Avem aici o fată foarte isteață, o cheamă Cosmina, cei mai frumoși ochi din Iași. Îți oferim pe loc 100 de lei dacă ne răspunzi corect la întrebarea. Cum se scrie corect? Flamengo sau Flamingo? Flamingo, cred. Flamingo, nu? De ce? Ai ales? Așa e corect. Ok, uite, noi îți oferim, din partea emisiunii noastre, Savarina de weekend. Cam strâng. Așa. Și multă baftă. Și stătuiți la Savarin. You know who? Yeah, but he's so cute though. Yeah, I probably got a couple of screws up in my head loose, but no worse than what's going on in your parents' bedrooms. Sometimes I wanna get on TV and just let loose, but can't. But cool. Te spune care este varianta corectă? Flamenco sau flamenco? Cum se scrie corect? Flamingo? Da. Foarte bine. La ce vă, cu ce vă ocupați? Care este cuvântul corect? Cum se scrie corect? Flamenco sau flamingo? Flamenco, cred. Depinde la ce se referă. Păi, varianta corectă de scriere ne interesează. Cred că flamenco. Ce este flamenco? Da, nu știu, chiar nu știu. Salut, fetele, din partea emisiunii noastre, pe loc 100 de lei, dacă ne spui care e varianta corectă. Uite, noi îți oferim pe loc 100 de lei din partea emisiunii noastre. Flamenco e un stil de dans și flamenco e o pasăre. Foarte bine. La ce studentă? Litere, franceză. A, de asta, uite. Emisiunea noastră premiază fetele inteligente și care au cultură generală. Și uite, prietena ta care te-a lăsat, n-a nevoie. Da, servești cu ea un ceai. O iertăm, da? Numai bine. Pa, 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 pa. De ce ai ales flamenco și nu flamingo? Ce nu este corect la flamingo? Este de dans sau ceva genul ăsta? Da, corect. Și flamingo? Tot un stil de dans? Nu știu, asta e tot ce-mi vine în minte acum. La ce studentă? La Mafea. La Mafea, în ce an? Anul întâi. Ah, ești bobociță! Da! Foarte bine, uite. Serios, chiar? Da. Uite, noi îți oferim din partea emisiunii noastre și să servești acolo cu plăcere, să fie de o cafeluță, să fie de un ceai, da? Ai glumit, așa e? Nu, ai bine și baftă, bobociță! Salut, uite, îți oferim pe loc 100 de lei, dacă ne-ai răspuns, care este cuvântul corect din acestea două? Cum se scrie corect? Flamenco sau flamingo? Flamingo, cred. De ce? Ai ales varianta asta? Cât e pasărea flamingo. Pasărea flamingo? Da. Ok, noi îți oferim totuși 100 de lei, fiindcă ai avut curaj. Serios? Să fie acolo, să fie de un ceai, să fie de o prăjitură. Să stai la Savarina de weekend, nu? Exact, exact. Da. Poftim? Banii chiar i-am primit sau a fost să fac? Da, da. Păi ce ai făcut? Sper că nu e pierdut. Băi, dar nu mi-ai dat. Ba da, ba da, ți-am pus parcă în buzunarul ăsta. Nu. Uite, măi, Ștefan, iar a pierdut banii, domnișoara. Dar se întâmplă să pierzi banii sau? Nu se întâmplă să pierzi banii. Domnișoara, uite, ne pare rău. Mai avem vreun report rămas? Uite, îți mai oferim o dată, dar ai grijă data asta să nu mai pierzi. Da? Fiindcă, uite, e păcat. Da? Hai să-i punem în alt buzunar, fiindcă buzunarul... Ei, pierdut sigur, fiindcă am văzut cum ai scos cheile. Mai ai și alt buzunar? Da. Ia să vedem. Uite aici, da? Uite, îi punem frumos. Fii atent, da? Așa? Îți cam strâmbi blugi, așa? Să fie acolo, da? Da, este în față. Nu, este în ce față. Ba da. Este o glumă de la Savarina. Da. Îți plac banii, îți plac banii. Da, cum îi plac. Pa, pa. Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Yes, it's a Slim Shady in all of us. Hopkins.